instituție. Floara Șerban, prima femeie general din Armata Română, este noul șef al companiei Romarm, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului. La ceremonia de învestire, ministrul de resort Mihai Tudose a precizat că instituția pe care o conduce se va implica în aplicarea proiectelor de relansare și revitalizare a companiei. Romarm este o companie de stat, iar valoarea contractelor de export încheiate anul trecut este de peste 260. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Percheziții de amploare la Constanța și în alte... Profesor de religie din județul Vâlcea ar putea să rămână fără catedră după ce Ministerul Educației a modificat procedura de înscriere a elevilor la orele de religie, în sensul că participarea la aceste cursuri este posibilă doar la cerere. Modificarea a fost decisă după ce judecătorii Curții Constituționale au stabilit că este neconstituțional articolul din Legea Educației potrivit căruia elevul poate să nu frecventeze orele de religie, doar dacă cere acest lucru. Care este situația la nivelul județului Vâlcea, ne spune corespondenta noastră Ana Maria Cârstea. Peste 135 de catedre de religie existente la nivelul județului Vâlcea se află în atenția inspectoratului școlar în urma deciziei Ministerului Educației. 20 dintre acestea riscă să dispară într-o primă fază, explică Ion Gherghinaru, inspector școlar general. Problema existenței sau neexistenței unei catedre este la licee și în general la clasele terminale. Ar exista riscul ca maxim 20 de catedre să dispară. Pentru noi ar fi o problemă. Totuși, reprezentanții profesorilor de religie speră ca hotărârea Curții Constituționale să nu se aplice din toamna acestui an.